Bună, eu sunt Andreea și ea este doamna Gina. Și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi, după cum vedeți și din titlu, filmăm un videoclip în care... Așa de pupici. În care Gina este vedeta. Gina, te rog să te uiți în cadru și să spui bună, dacă e posibil, te rog. Uneori ne înțelegem, vă zic sincer. Uneori ne înțelegem, alteori nu. Ea este Gina, după cum vă spuneam. Este o grăsuță de aproape 5 kg. Pe Gina am luat-o practic într-o întâmplare, pentru că în decembrie 2019 mama a primit un telefon de la o prietenă care avea o cunoștință, găsise un pisoi, era, v-am zis, undeva la începutul lunii decembrie și cumva nu se înțelegea cu copilul, plângea și pisica și copilul. Așa că, nevrând să o lase din nou pe stradă, pentru că risca să moară, cel mai probabil ar fi murit dacă ar fi ajuns din nou în stradă sau dacă ar fi rămas în stradă. Și așa că am zis, ok, hai că o luăm noi, ce se poate întâmpla. E bine, s-a întâmplat o 4,5 kg de Gina. Inițial, numele ei a fost Ginger, doar că are atât de multe prescurtări și de la Gina la Gigi, Cristina zice doamna Gina când vrea să-i dea pupic. După cum ați văzut, întinde boticul ca și cum ar da un pupic. Am aici o poză pe care mi-a dat-o Cristina și a insistat să vă arăt. Este un profil al Ginei. Eu îi zic Gina. Marea parte a timpului numele ei este Gina. Uneori când, v-am zis, e strigată Ginger, Gigi, doamna Gina și în tot felul de alte feluri. O să vă arăt și câteva poze de când era mică. Cam așa, asta e singura poză pe care o am când era foarte, foarte mică. Stătea pe în scobitura gâtului, practic. Este un highlight pe Instagram, așa că dacă vreți să vedeți pozele mai îndeamănunt, puteți să... Cam așa arăta. Era fix cât un cartof. Acum îmi place să zic că este un sac de cartofi. Da. Bun. Și am tot felul de poze cu ea, de aici era la cartofior, când dormea ca un cartofior așa pe spate. Era super drăguță când era mică, bine și acum este, vă dați seama că nu e... Face tot felul de prostii și la asta vreau să și ajung. Așa arăta la găleată când o plimba Cristina. Este găleata de la un coș de acela de gunoi. Și practic se băgase acolo, așa că a luat-o cu totul. Aici când se alintă și doarme pe spate. Ok, bun. Dacă vreți să vedeți mai multe în descriere, aveți și linkul de la Instagramul meu și puteți să vă uitați la highlights acolo. Are reperul ei, practic, cu o grămadă de poze de când, de când era mică și până în prezent. Acum doarme pe covor, e foarte liniștită, dar de la a fi foarte liniștită până la a distruge tot în cale și a la ronțăi și a trage cu gheruțile de toate lucrurile posibile, este doar un singur pas. Este complicat să ai o pisică în casă, mai ales dacă este la apartament și este locul mai mic, clar este, mă gândesc că este mai greu. Ea nu ies afară. Am scos-o de câteva ori în ham și însoțită, practic, fiind pisică și nefiind încă sterilizată. Nu am... am ales să nu o lăsăm afară ca să nu facă pui. Urmează să o sterilizăm în timpul cel mai scurt, pentru că atunci când intră în călduri este groaznic, țipă și face ca toate alea. Și v-am zis, este complicat să ai o pisică pe care să o ții doar în casă. Până la ea am avut-o într-adevăr pe Pufina, care din păcate a scăpat la un moment dat din casă și a dispărut. Nu am mai găsit-o, din păcate. Dar până la Ginger n-am avut nicio pisică care să stea doar în casă, până la Ginger și Pufina. Până acum, pisicile pe care le aveam, într-adevăr, stăteau în casă, intrau când era frig, când ploua, le lăsăm în casă să intre, de exemplu, cum este și Dolly. Dolly, de exemplu, noaptea, acum de când s-a răcit, doarme la mine în cameră și se cere afară pe geam, o las să iasă afară, undeva dimineața, când are nevoie la toaletă, practic, se cere afară. Dar o pisică care să stea doar în casă nu am avut.
Este complicat pentru că, în afara faptului că are mai mult timp să facă tot felul de prostii prin casă, are nevoie și de o litieră care trebuie schimbată de cel puțin o dată pe săptămână, pe care o schimbă Cristina în cazul nostru. Este complicat, nu descurajez oamenii care își doresc să aibă o pisică în casă, dar poate după ce o să o sterilizăm, o să fie ceva mai liniștită. Așa am înțeles că, în general, pisicile mătanii, după ce sunt sterilizate, castrate, sunt mai liniștiți, nu mai fac atât de multe prostii și poate că atunci o să fie mai ok, dar acum... face tot felul de prostii, dar într-adevăr este pentru iubitorii de animale, adică iubitorii de animale înțeleg că este ceva de care practic nu te poți lipsi. Adică în momentul în care venim acasă, ușa care face legătura între scară și camera de jos este cumva, de fapt este culisantă și coboară scările ca un iepuraș. Vine în dreptul ușii și începe și trage de chederul de la ușă până îi dai drumul să treacă. Asta doar pentru că ai venit acasă și își dorește să stea cu tine. Într-adevăr, este o muncăcioasă, dar în același timp și sclifosită, aș zice eu. Nu mănâncă decât cereale și pateuri. Primește un pate în fiecare zi și în rest mănâncă bobițele de acolo, pe care le are. Într-adevăr, nu are acces la boabe continuu, doar pentru că stă în casă și nu are activități ca unei pisici normale, nu știu, să se urce în copaci, să depune efort, de asta este grăsuță. Dar avem grijă cu ceea ce îi dăm. De puțin timp, sau acum cel mai recent, s-a întâmplat o chestie. Lui Dolly afară i-au cumpărat de fapt un parizer, doar că nu un parizer pentru animale, un parizer normal, pe care l-am luat de la Lidl și de fapt e un parizer nici cel mai ieftin, pentru că am mâncat și noi de acela și nu a fost nasol, adică nu putem să spunem că am cumpărat cel mai ieftin lucru, i-am dat și lui Dolly și i s-a dat și ei, doar pentru că pur și simplu se uita și în momentul în care i-am dat, chiar a mâncat. Pe picioarele din spate, cumva la funduresc, ca să zic așa, a făcut o iritație. Am presupus că este de la respectivul parizer, pentru că apoi nu i-a mai dat, nu știu, a mâncat câteva zile la rând, vreo 2-3 zile la rând, și apoi a apărut acea iritație. În momentul în care am întrerupt parizerul, am văzut că nu a mai avut probleme, dar dacă ar fi avut în continuare, trebuia să o ducea la veterinar. Este cumva mai complicat, v-am spus, în momentul în care e doar în casă, pentru că nu are imunitatea pe care o are o pisică normală care stă și afară, și ea într-adevăr are vaccinul făcut la, cred că 6 luni erau. Da, 6 luni avea, în mai 2020 am făcut vaccinul și acum mi l-am repetat anul acesta, deci atunci a trebuit făcut o dată și apoi l-am făcut după încă o lună din nou. Nu așa? Da, ok, bun. L-a făcut cumva în mai, apoi l-a repetat după o lună și apoi trebuia anual repetat. Acum, v-am spus, l-am repetat anul acesta și este practic ferită de febră, răcel și tot felul de lucruri de genul ăsta. Este un membru al familiei, de ce să nu recunoaștem asta? Pentru că când ai mei au fost plecați, am fost o săptămână cumva singură acasă. Cristina cu mama și cu tata au fost plecați într-o vacanță și era relativ supărată și apatică, așa, pentru că mă vedea eu ducându-mă la muncă, mă vedea dimineața când îi dădeam de mâncare și apoi tocmai seara. Nefiind obișnuită să stea atât de mult timp singură, ca un copil, exact ca un copil pe care încerci, nu știu, să-l duci la grădiniță sau ceva de genul ăsta și pur și simplu se simte ca și cum ar fi părăsit. A fost extrem de încântată în momentul în care au venit și mama și tata cu Cristina acasă, pentru că Cristina o lasă să intre la ea, doarme pe covor, doarme în puf. Avem și această chestie, că nici o pisică nu mai doarme în puf cum doarme Gina.
Nu știu, stă pe geam și se uită așa la păsări. Singura activitate pe care o are în casă este să prinde molii, muște, tot felul de lucruri de astea care mai intră pe geam. În rest, nu are afinități de astea de pisică normală, ca să zic așa, sau de pisică de stradă. Nu știu ce să vă mai spun, sincer. Are găletușa ei la baie, care stă, adică pe care o schimbă în frecvent și care stă cu apă. Și în momentul în care vede că cineva se duce către baie, pur și simplu fuge dacă este sete și stă la ușă la baie ca să intre. V-am zis, e ca și cum ar fi încă un membru în familie, pentru că este cumva nasol, ca să zic așa, când... nu știu, stă liniștită, chiar și atunci când stă liniștită este ceva dubios, parcă nu, întotdeauna ne întrebăm în momentul în care stă mult timp liniștită dacă i s-a întâmplat ceva sau dacă este rău, pentru că de obicei ea este zglobie, așa, ca să zic, nu știu, țopă e dintr-o parte în alta, trage de aspirator, la uși avem acea perie care este jos de-a lungul ușii și pur și simplu dacă vrea să intre o scormone, în unele videoclipuri cred că aș se auzi de fapt, pentru că stătea pe hol și scormonea la ușă ca să intre. Are tot felul de lucruri de astea pe care și le-a dezvoltat. Nu știu, dacă se duce și stă la geam, la baie sau la ușă jos în spate și ursul latră sau aude alt câini lătrând, încearcă și ea să latre ca și ei, nu știu, face un sunet care e între porumbel și cățel. Ne place să-i spunem că ea nu știe să miaune, pentru că ea nu miaună, când, bine, nu prea este foame de multe ori, adică mâncând, practic, și știind că are o masă asigurată, ca să zic așa, nu miaună în mare parte, adică, nu știu, miaună foarte rar. Și ne place să spunem că ea nu știe să miaune, ea face doar ca un porumbel și latră precum un câine. Dar, nu știu, cred că am acoperit tot ce voiam să vă spun. Am vrut să fac acest videoclip pentru că mi se pare interesant și mi se pare util ca în momentul în care vrei să ai un animal pe care să-l ții doar în casă, bine, un câine îl mai scoți, îl mai plimbi, își face nevoile afară sau... Na, presupun că nu am avut nici câine în casă. Singurul câine pe care l-avem e ursul și are țarcul lui afară, în curte. Dar este util să vezi sau să auzi experiența altor persoane în momentul în care îți dorești să ai un animal în casă. Pentru că v-am spus, adică fără să vreau am făcut această comparație, un animal este precum un copil, are nevoie de atenție, are nevoie de tine în sine, pe lângă faptul că îi dai de mâncare sau îl scoți afară, are nevoie de acea atenție, în așa fel încât să nu se simtă singur, să nu se simtă nu știu, părăsit dacă ai alte activități pe care le alegi să le faci în loc de a sta cu el și pur și simplu se vede în momentul în care este supărată. V-am zis, toată săptămâna cât au fost ai mei plecați, ea a fost cumva supărată pentru că deși stătea cu mine seara și dădea mâncare dimineața și avea mâncare tot timpul, simțea acea lipsă probabil a celorlalți, obișnuindu-se să intre, ba la mama, ba la tata, seara se duce și doarme pe pat la mama și la tata în cameră și apoi o scoate tata și o pune pe canapeluță, are canapeluța ei pe hol. Da, și v-am zis, mi se pare util să știm anumite lucruri și anumite păreri în momentul în care alegem să avem, să le luăm un animal pe care să-l ținem în casă. Cred că am acoperit tot ceea ce voiam să vă spun. Dacă mai aveți întrebări, puteți să mi le lăsați în comentarii, pentru că o să vă răspund acolo cu cel mai mare drag. Cam atât am avut să vă spun. Gina doarme, că v-aș fi spus și ea la revedere. Dar sper să o mai vedeți în alte videoclipuri. De fapt, sigur o să o vedeți în alte videoclipuri, pentru că fără să vrea mai apare în unboxing-uri și tot felul de chestii de astea, mai ales când intră neinvitată în cameră. Și cam atât. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să lăsați un like, comentarii și subscribe dacă este primul videoclip pe care îl vedeți de pe acest canal. Eu am fost Andreea și până data viitoare, v-am pupat!